Cred că nu există român care să nu-i fie auzit vocea și care să nu-i cunoască refrenele. Melodii care nu pot fi date uitării și îți transmit o extraordinară stare de bine. Acum 2 ani, invitatul meu din cele ce urmează a fost însă la un pas să piardă totul. S-a consumat pe scenă până în ultima clipă, dar Dumnezeu i-a dat și șansa de a renaște din propria cenușă, cum se spune, precum pasărea Phoenix. Vine să ne povestească despre felul în care a înțeles că viața trebuie prețuită, Leo Iorga. Bună seara! Bună seara! Mă bucur tare mult că sunteți aici. Ne așezăm să povestim puțin? Ne așezăm, sigur. Da? Și mă bucur să vă văd cu zâmbetul pe buze. Acum, eu cred că putem vorbi liniștiți la perdu. Da, sigur că da. Pentru că mi-aduc aminte de concertele din Iași, unde ne întâlnim. Ce vremuri! Ne întâlneam pe vremuri. Da, ce vremuri, într-adevăr. Un cadou mic pentru Violeta. Mulțumesc tare! Astăzi e ziua Violetei, apropo, așa că... Și unul... E cadoul potrivit. Tot cu dedicație, da. Ție. Mulțumesc tare mult! Va sta în biroul meu, care e decorat... cu diverse obiecte speciale, toate în roșu. Așa că nu știu dacă ai știut sau ba, dar ai nimerit-o bine. A nimerit-o impresara. Da, mulțumesc poza tare mult, este și înscrisurile ne aparțin așa original. Mulțumesc din toată inima. Dragul meu, vorbim aici despre viață, vorbim despre limite, vorbim despre modalitățile în care putem privi viața cu optimism. Pentru că ea merită prețuită, trăită frumos și demn până la capăt. Și asta se poate, chiar când treci de un moment de cumpănă. Un astfel de moment e cel pe care l-ai trăit tu. Da. Mie îmi face foarte mare plăcere să fiu la emisiunea ta. Să știi că, în mod excepțional, am acceptat să vorbesc despre lucrul ăsta de cumpăna pe care am trecut, pentru că nu este o plăcere. Să sigur vorbesc că de da. Să ne cumpără, în schimb... Poate fi o pildă pentru cei care exact ne de asta mi-am și acceptat invitația ta. Exact. Pentru că respectiva boală este foarte parșivă. Dar în primul rând tu ai ajuns la doctor mai mult întâmplător, da? Cu mâna... Împins de da, cel de sus. Ai de avut o mână pe umăr, cum se spune. Da, practic toate s-au desfășurat cursiv, într-o anumită cursivitate... Unde eu nu am simțit mâna divină, latura divină a prezenței noastre la doctor? Pe pământ. Aparent noi o problemă minoră, nu? Avusesem un concert și da. Toți din formație aveam o febră mare, toți tușam, toți aveam nasul cum îl aveam, cu dar cântam în continuare. Prin răceli iarna, da, deci nu ți-ai pus problema că nu mi-am pus problema, pentru că fiind toți în această situație, n-am crezut că eu fac excepție sau am vreun simptom diferit de colegi. Eu, în schimb, nu m-am tratat. Așa. Am făcut foarte mare abuz de tutun, într-adevăr, și la un moment dat am zis, mâine merg fără nicio discuție să mă controlez la plămâni. Și acolo a fost descoperită tumora și văzută și... Deci, practic, și... aveai o tumoră la plămâni. Da, da. Foarte avansată. Când românul aude de un astfel de diagnostic, aude parcă de sfârșit. Pentru din, că din rare păcate, ori, Andreea, rare ori în România ai speranța că scapi. Exact. Din păcate, da? Pe unde merg zi de zi aud câte unul. Ba un prieten, ba un vecin. Uite sora, uite vecina, uite nu știu cine. Cancerul a devenit permanență, da, din păcate. Da, da. Am intrat pe mâna unor excelenți, apropo că am ascultat din culise. Afară din culise, am ascultat discuția anterioară și, într-adevăr, sunt magicieni în România care... aduc viața. Deci, practic, meseria și viața lor este ceea ce practică. Mă rog, chirurgia în cazul meu, pentru că profesorul Ioan Cordoș e și celebru, de altfel, în toată Europa. Am ajuns fan de rock și el, de altfel. Și a deci venit... Nimic nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător. Și a venit, de altfel, în bine, locul în care... Bine, dar tu ai mers... nu vreau să sar peste etapa asta, pentru că e important. Mulți cred că lor nu li se poate întâmpla. Nu. Uite că pleci pe picioarele tare, te duci la doctor, zici că ai o răceală și acolo afli că ai o tumoră. Da, eu l-am întrebat dacă impactul acestei boli este chiar atât de mare precum apare el cotidian. Și a zis, în primul rând, mijloacele de depistare s-au dezvoltat foarte mult. Da. Până aici, Ion, uite, a avut un necaz și a căzut după picioare și gata, s-a terminat cu el. Pe de altă parte, evident, alimentații, tralala, stres, nu se discută și abuzurile de tutun, mai ales.
Însă, cel mai important... E o condiție, e o condiție esențială. Să te duci la doctor, pentru este că... Este cea mai importantă boala condiție. Boala de plămâni nu aduce dureri. Exact. Cu sine. Și cea mai importantă condiție la prețuiește viața, dacă îți prețuiești viața, este să mergi la control. Pare un sfat, dacă mie mi-l spunea cineva pe vremea aia, ziceam... Sau cum vorbeau bătrânii, că sănătatea mai bună decât toate, tralala. Ce vorbești, domnule? Da. E, uite că nu e chiar așa. Deci chiar foarte important. Probabil că în orice stadiu, chiar foarte avansat, această boală s-ar afla, există totuși șanse. Fie chimioterapice sau de radioterapie. Ai sau... făcut chimioterapie? Ai sigur, trecut sigur, prin experiența asta. Deci după intervenția chirurgicală, pentru că era stadiul 3-4, cam cât un pumn de bărbat, ca să zic așa. Deci tumora era mai mare decât să, foarte s-au mare așteptat. Și, da. Da? Există o mijloace de investigare, ele au succedat în funcție de rezoluția pe care o are aparatul respectiv și s-a decis clar, tu nu mai aparții formației, acum ne aparții nouă. Ai fost operat, ai făcut chimioterapie, cu siguranță a urmat o perioadă grea. Cât timp ai stat departe de scenă, departe de viața ta dinainte? Vreo 4 luni. Și cum s-a schimbat modul tău de a privi viața în aceste luni? În primul rând, chiar când am, înainte de a intra în sala de operații, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot și gândindu-mă că probabil am trăit într-o viață mai mult decât alții în 7 vieți, numai că prea concentrat, sunt plicam prea concentrat. Și când m-am trezit din anestezie, mi-am văzut acolo copiii, familia, mă rog, medicii fericiți. Imediat au ieșit din salon că e ok, m-am văzut și prima întrebare a fost dacă voi mai putea cânta. Răspunsul l-am primit de avea peste o săptămână, pentru că e dificil să te pronunți într-o asemenea situație în iminența, mă rog, chiar după operație. E un organ cu care cânți, practic. Deci el îți dă... Încet, încet am învățat să respir prin fizioterapie și așa mai departe, să cânt. Ai reînvățat să trăiești, da, de fapt. Și am avut și sprijinul... colegilor, bineînțeles că printre colegi și acum se numără și fratele meu, deci familia care m-a sprijinit foarte mult și mi-a dat această încredere teribilă că lucrurile vor putea merge chiar aproape de ceea ce a fost înainte. Totul ce ai schimbat totuși? Bănuiesc că ai făcut schimbări în stilul tău de viață, da, în modul de a gândi. N-am crezut că mă pot lăsa atât de brusc de fumat. N-am crezut că nici măcar nu-mi pun problema să mă las de fumat chiar atât de ușor. Și mai ales că la un pahar de vin, de exemplu, așa cum fiecare închină de o sărbătoare, nu mă va tenta niciodată să mai ating țigara. Deci se poate. Sigur că se de poate. De ce trebuie să ajungem în momentul limită ca să vedem că se poate mai bine? E o întrebare la, greu, la care greu se răspunde, însă băiatul meu cel mare este fumător. Da. Și... pe principiul lupului moralist, nu reușesc să-l conving, deși trebuie să recunosc că l-a rărit, s-a gândit, s-a nu știu ce, însă și mediul în care trăim ca artiști, de multe ori implică și prezența fumului de țigară acolo. Și atunci, ca să nu fiu un fumător pasiv, mulți se auto-alintă, că las că fumez ca să nu că fumez e mai bine pasiv. Chiar decât să, da, să fiu doar martor. Așa, da? Da. Ți-ai schimbat și lecturile? Mi-am schimbat și lecturile și am trecut de cele de pe rețele de socializare. Bineînțeles că am avut alături de mine mulți fani, foarte multă energie pozitivă pe care am simțit-o real de la cei care m-au admirat de-a lungul anilor, știu eu. Și m-a bucurat foarte tare, Andreea, o reacție unică a presei. Deci în jurul spitalului, în momentul operației, practic era circulația oprită. Unii încercau să treacă de niște bariere de acolo, să afle niște informații, că știi bine că se întâmplă lucruri de genul ăsta, fie știu, că sunt paparazzi. Din păcate știu. Și mi-am adus aminte și de un percept din jurnalism. Good news is no news. Cineva zicea treaba asta. Ei, toată presa, începând de la tabloide și terminând cu cele care sunt pur și simplu informative, a respectat acest tabu de a mă lăsa să-mi văd momentele alea de sănătate. Deci, practic... Pentru că ești un om tare iubit de aia. Mulțumesc. Nu e nimic întâmplător. Da. Nu te-am întrebat întâmplător dacă ți-ai schimbat și lecturile și preferințele din acest punct de vedere, pentru că un om, un artist,
E uneori impulsiv, îi este greu să-și țină, chiar coleric, da? Să-și țină în frâu energiile. Energiile, da? Și atunci probabil că ai mare nevoie de credință. Ai mare nevoie, absolut. Eu asta mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc Sfintei Parascheva. Pentru o întâmplare am ajuns acolo, aproape anecdotică, pot spune. Îl căutam pe Adi Iordan, mă rog, cu niște fete, nu mai, eram foarte tineri. Și eu am ajuns acolo, la Sfânta Parascheva, fără, practic chiar își dus de mână. Am avut această convingere și am această convingere că aproape fiecare fapt ce mi se întâmplă în viață, inclusiv prezența la emisiunea ta, nu e întâmplător. Deci vine de undeva. E un mare compliment pentru mine, ceea ce ai spus acum. Mă bucur tare mult că ai acceptat să îți deschizi inima în fața oamenilor care ne privesc acum. Cu siguranță sunt mulți cei care, într-un fel sau altul, se descoperă în povestea ta. Îmi doresc tare mult să existe puterea de schimbare a oamenilor înainte ca ei să ajungă într-o experiență limită. Exact. Îmi doresc tare mult să te ascult și să dansez din nou pe muzica ta. Dar înainte de asta vreau să-i rog pe colegii mei să aducă o colecție întreagă de lecturi inspiraționale pe care știu că ți le dorești și de care ai nevoie să ții în frâu, așa cum spui, energiile. Îți recomand să încep cu conversații cu Dumnezeu, un dialog neobișnuit. Foarte mișto. Sunt cărți incredibile care te vor ajuta în dorința ta de a schimba viața, nu doar pe exterior, cum se spune. Trebuia să mă aduc și vă două perechi de ochelari, dacă citiți. Îți mulțumesc tare mult, le mersi ținem noi eu. În culise, da? Până când vei putea să le iei chiar tu. Colegii tăi te așteaptă. Mă așteaptă, Pact. Mai ales că Pact va lansa și un album foarte nou. Când îl găsim? O să ți-l aduc personal. Nu. Adică împreună. Nu, o să-ți spun un lucru, nu vreau să mi-l aduci personal. Vreau ca personal. Fiecare dintre noi să înțeleagă că acel mulțumesc, minim mulțumesc pe care îl putem spune artiștilor pe care îi prețuim, a căror muncă înseamnă dar pentru noi, este să cumpărăm albumul. Așa că lasă-mă să-l cumpăr când apare. Bine. Da? Ți-l aduc la un preț special.